La mine pe canal. Astăzi vreau să începem să vorbim despre lucruri mai crăciunistice. Mai avem două săptămâni și se lasă postul Sfântului Crăciun și știm cu toții că deși ne aflăm într-o perioadă destul de urâtă, Crăciunul înseamnă bucurie și să sperăm să fim sănătoși în primul rând și să ne bucurăm unii de alții, că deși nu mai suntem compleți, unii dintre noi deja s-au dus și nu mai sunt printre noi, să ne bucurăm de cei care am rămas și să ne bucurăm toți unii de alții, pentru că Crăciunul înseamnă bucurie și Crăciunul înseamnă cadouri, știm cu toții. Așadar, astăzi am fost la Douglas și mi-am cumpărat și eu calendarul Advent de make-up. E tare, tare drăguț. E primul meu calendar Advent. Cam așa arată. Și vreau să-l desfacem împreună. Am vrut să-l păstrez și să-l desfacem dacă e să fac un vlogmas. Însă încă nu știu exact cum mă organizez cu timpul și am zis că mai bine să îl fac acum decât să îl fac altă dată mai pe grabă. Ei bine, eu sunt foarte entuziasmată că l-am cumpărat și abia aștept să îl desfacem. A costat 135 de lei și să vedem ce e înăuntru. Așadar, așa arată. Se scrie Do it for you, lovely advent calendar make-up. Super drăguț. Și haideți să îl desfacem. Desfacem această fundiță. Așa. Un pic. Cuțitul. Aici e prins cu ceva. Un pic de scotch. Da, îl tăiem. Și să-l desfacem. Așa arată desfăcut. Tare, tare drăguț, să știți. Scuze, nu e COVID, sper. Așa arată, e tare, tare drăguț, să știți. Deși o să-l deschidem acum împreună, o să încerc să nu mă ating foarte curând de el. Și haideți să începem să căutăm punctele. Hai că vreau să-mi iau un scăunel, să-l pot pune pe el, un scăunel, te rog, ca să pot pune pe el și să vă... Ah, pot arta, e greu. Asistentul meu, ca de obicei, mă ajutăm. Așa. Și haide să începem. Nu știu cum îl vedeți voi aici, dacă îl vedeți. Și să căutăm numărul... E chiar aici, lângă mine. Nu știu ce conține, nu m-am uitat la unboxing-uri de Douglas, de Advent Douglas. Chiar nu știu ce conține și eu sunt super, super curioasă. Ei bine, numărul 1 conține o ojă. Lovely glow, beautiful, shiny nail polish. Acesta o să ajungă la mama mea, cred, sau la o prietenă, pentru că eu, după cum ați văzut și în haul anterior, mi-am început să-mi iau de la Cupio pentru o ojă semi-permanentă, dar nu mă supăr, e binevenită, îmi place. Căsuța cu numărul 2. Avem așa.
niște bețișoare. Dintre acestea, super ok. Mă bucur de ele. O să le pun în trusa mea de make-up. Deci mai aveam câteva, dar sunt binevenite. Numărul 3. Deci nu reușesc să le desfac. Se vede că nu am unghii. Și n-aș vrea să le rup foarte rău, pentru că mi-aș vrea să-l păstrez cât mai mult. Tot pentru un produs pentru unghii. Nail and Cuticle Oil. Deci ulei pentru unghii și cuticule. Și acesta mă bucur. Probabil o să-l mai fie îl dau cuiva, fie o să-l încerc să-l folosesc. Numărul 4. Un creion de buze. Ultimate Longwear Lip Liner. Super. Raspberry Pink. Ăsta îmi place. Nu cred că aveam culoarea asta în... Pentru să-mi am. Să le pun aici undeva. Așa. Asta a fost numărul 4. Haideți să putem numărul 5. Aici este ascuns. Vreau să vină după mine. Este un ruj Ultimate Satin Long Lasting Liquid Lipstick. Este un ruj super drăguț, culoare frumoasă, îmi place. Ia haideți să-l desfacem, să-i facem și un swatch. Îmi place tare, tare mult. Este o culoare tare drăguță, să știți. Da, cred că e mat. Dar momentan e drăguț. Îmi place. Astea a fost 5. 6. Unde ești tu? 6. Aici ascuns este numărul 6. Și anume trebuie să fie la numărul 6. Creion. Un creion col dintre acela negru. Super drăguț, super intens. Culoarea foarte fain. Bun venit în colecția mea de make-up. Numărul 7. Care mă produsele de la Douglas, de aceea am și ales să-mi cumpăr acest calendar advent. Ups! Aceasta este o ascuțitoare dintre aceea dublă, cred. O să vedem dacă reușesc să-l desfac, să iasă. Desfacă cu totul. Așa, nu se închide loc. Le-a zburat. Da, deci este o ascuțitoare dintre aceasta dublă, pentru creion mare, creion mic. Așa arată, are și capăcel, super drăguță. Îmi place. Numărul 8. Unde vrei să fii tu 8? Aici este. Let me stay, scrie aici, give me a shadow base. Deci este o bază pentru, scuze gălăgia, pentru farduri de ploape. Da, așa un nude frumos, foarte drăguț. Și de acesta mă bucur. Acesta a fost numărul 8.
Numărul 9. 9, 9, 9. Eu nu-l văd pe 9. Uite, l-am găsit. Ei bine, un bulețel pentru aplicarea pudrei de la Douglas. Tare drăguț. Perfect. Numărul 10. Până acum îmi place ce am găsit. Îmi place chiar foarte mult ceea ce am găsit. Numărul 10. Hai să văd că este tot un creion. Nu, este o pensulă. O pensulă pentru eyeliner. Super. Super drăguță. Super frumoasă. Îmi place. 11, 11. Unde ești tu? 11. De ce nu-l văd pe 11? Deci, este aici. 18. Deci, nu găsesc pe 11. Extraordinar. 22, 5, 24. Ah, aici, în partea asta, nu m-am uitat. Ei, l-am găsit și pe 11. Haideți să vedem ce e. E distractiv, mame, așa-i? Că nu găsesc. Un foarte ploape. 205 Glorious. Super drăguț. Haideți să facem și un swatch. Drăguț. Nu e foarte intens, dar e ok. 12 l-am văzut aici, în căutarea lui 11. Și am aici, cred că e un produs de sprâncene. Eyebrow Styler. Și aici, cred că vrea să fie și cu un fixator și are aici și o periuță pentru sprâncene. Tare drăguț. Mă bucur și de acesta. Haideți să-l căutăm pe 13. Sperăm să-l și găsim. L-am găsit. O mascara full size. Deci o grămadă de produse full size în acest advent calendar. De obicei sunt produse în variantă mică. Așa arată. Volume Obsession Voluminating Mascara. Periuța arată tare bine. Mirosul e un pic ciudat, dar de rimel, nu ciudat în sensul rău al cuvântului. O să o testăm și revenim. Eu nu am foarte multe produse din marcă proprie Douglas. Cred că am mai multe de skincare. Dar am și ceva creioane de buze și nu mai știu exact ce am, dar în mare am fost mulțumită de produsele lor, de aceea, după cum am spus, am decis să-mi cumpăr și acest advent calendar. 14. Avem un pop dintre acesta de păr. Super! Mie îmi plac tare mult, mai am vreo două pe aici cu care am avut prinse codițele, pentru că am filmat și videoul anterior. Așa. 15. Haideți să încet ne apropiem. 15. Încă un lac de unghii. Timeless Nail Polish. La fel. Îl pun deoparte. Nu știu exact ce să fac cu el încă. Acesta a fost 15. 16 este aici. O oglindă. O oglindă de la Douglas. Drăguță. Eu m-am făcut pe buze și nu m-am uitat în oglindă, deci m-am făcut, nu, vreau să văd dacă m-am făcut pe lângă. Super frumos.
Deci îmi place tare mult ceea ce am ajuns văzut până acum. Și chiar nu-mi pare rău, să știți că l-am cumpărat. V-am zis, l-am cumpărat, deși nu mă uitasem la niciun alt video să văd dacă ce conține calendarul. Încă un creion de buze. Super culoarea și la acesta. Cremos. Destul de intens. Îmi place. 18. Unde ești 18? Încet, încet ne apropiem de final. 18. Oh, nu. Iar lac de unde? Ba nu. Highlighter stick. Este un iluminator stick, din câte văd eu. Sunt foarte curioasă, să știți. Da, deci este un iluminator stick. Wow, ce culoare! Vorba Andrei Balaban. Să cântăm manelele. Super. Super drăguț. Îmi place tare mult. Așa. Acesta a fost 18. 19. Avem, ce avem? Un aplicator pentru far din silicon. Ce drăguț, nici n-am știut că există așa ceva. O să-l testez. N-am știut. Deci, efectiv, nu am știut că există așa ceva. Ești bine venit, dragule. 20. Aici. Nu știu cum trebuie să-l iau, vreau să fie ceva mare la 20. Hello, 20. Este o paletă. Ce drăguț. Best of 6 colors Douglas. Nu? Drăguț. Deci o paletă de farduri. Super drăguț. Chiar nu mă așteptam să fie o paletă de farduri în, bineînțeles, e variantă mini, dar ce drăguț arată. Foarte frumoasă. Să vedem și culorile. Wow! Ia uitați! Super frumoase florile! Tomnatice! Îmi plac tare mult! Super! Bravo! Încă o dată nu-mi pare rău. Și începe să-mi pare rău că se termină cutiuțele și nu mai ce desface. 21. Ce mister ascuns 21? Noja! În pastel de data aceasta. Măi, acum că stau să mă gândesc, nu-mi pare rău, pentru că o să le folosesc la pedicură. Că la pedicură nu o să fac pedicura cu ojul semi, mai ales acum iarna. Deci, nu mai îmi pare așa rău. Bun venit și ojilor, totuși. Așa. Acesta a fost 21, 22, aici sus, un burețel de machiaj, e drăguț, destul de moale, e ok, pentru zona ochilor, pentru concealer, e foarte ok, bravo, 23, aici, pentru curățarea feței. Super frumos și asta. Super. Super, super frumos. Și ultimul, misteriosul, ultimul și misteriosul ascunziș, vreau să zic. Uai, ce drăguț e! 5-in-1 Volumizing Mascara. Deci, încă o mascară în full size, nu o să o desfac pentru că mai am început de câteva, am deschis-o deja și pe aceea și vreau să le folosesc, deci nu o să deschid, mă bucur, mie îmi plac foarte mult rimelurile, nu am o problemă, sunt mega fan rimeluri și cam așa am deteriorat cutia, dar o să o fac la loc, promit, așa. Eu sper din suflet că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut ceea ce conține acest
calendar advent. Aici sunt produsele, să se iau cutia să o puteți vedea. Deci aici sunt, fără aceasta. Sunt foarte drăguțe, să știți, mie chiar îmi plac. Eu zic că merită. 135 de lei nu e un, nu e o avere. Și sunt super, super ok. Părerea mea. Deci chiar merită 24 de produse într-un singur beauty box. Ei bine, acestea sunt. Eu sper din suflet că v-a plăcut acest video și vă rog să vă abonați dacă v-a plăcut acest video și cât și celelalte de pe canalul meu. Și ce să zic, abia aștept să vină Crăciunul, abia aștept să vină sărbătorile, abia aștept să desfacem următorul calendar advent. Eu vă pup și aștept cu nerăbdare să ne vedem data viitoare. Pupici!